Părinte Ciprian Mega, cum ați ajuns regizor? Nu știu dacă am ajuns regizor. Mi-e foarte greu să spun că să cred că sunt cineast. Eu cred că m-aș considera mai degrabă un povestitor, iar poveștile pe care le spun eu sunt cinematografiate. La un moment dat ați ales să spuneți o poveste printr-un film. Da, cred că a fost o dorință mai veche. Aveam câteva idei de scenariu în minte pe care la un moment dat aș fi dorit să le transform în film, dar n-am avut niciodată, până la acest prim film, curajul de a face demersuri în acest sens. Până când, în anul 2015, iarna, în decembrie, am început să scriu scenariul filmului Dimineața care nu se va sfârși, pe care l-am filmat în 2016. Dar ați avut mai întâi un scurtmetraj. Am avut și un scurtmetraj, exact, de care am și uitat. Da. Ați uitat, dar cei de la Cannes l-au selecționat. Se numește Nunta lui Iov. Da, a fost selecționat în anul 2015 la Short Film Corner. Nu e o mare realizare, dar filmul, într-adevăr, a putut fi vizionat acolo. La Cannes. La Cannes. La festivalul de la Cannes. La festivalul de la Cannes. Da, acela a fost, să zic, un debut timid. Și după ce l-am făcut, n-am avut niciodată siguranța că voi continua. Până când, cum vă spuneam, în decembrie 2015, am început să scriu scenariul acestui film, Dimineața care nu se va sfârși, și l-am abordat pe Liviu Mărghidean, care este astăzi unul din prietenii mei foarte buni și un partener în demersul acesta. Director de imagine, Liviu Mărghidean. Da, un director de imagine foarte talentat, aș spune eu, unul dintre cei mai buni pe care îi avem. Am început să discut cu el scenariul, să-l dezvoltăm, iar în februarie 2016 am filmat în Cipru 13 zile. Am dus acolo echipa de filmare, actorii, am găsit locațiile și filmul a ieșit așa cum îl puteți vedea astăzi și online și pe platformele de streaming. A fost și în festivaluri, pe a Netflix fost și premiat. Se poate vedea. Pe Netflix, da. Filmul a fost selecționat la festivaluri? Da. Prima dată a fost selecționat în Italia la festivalul de la Terni, unde a luat și marele premiu al festivalului. Apoi a fost la festivalul Nopților Albe de la Sankt Petersburg, unde a luat premiu pentru regie. La festivalul Cavalerul de Aur, unde a luat iarăși premiu pentru regie. Și în alte multe evenimente de acest gen pe care nu le mai enumăr aici. De ce în Cipru? De ce ați filmat în Cipru? În Cipru pentru că în acea perioadă slujeam în Cipru, în Mitropolia de Tamasu și Orini, unde am slujit 8 ani și jumătate. Cum ați ajuns în Cipru? Sau de ce ați ajuns în Cipru? În Cipru am ajuns la 24 de ani, după ce am fost hirotonit preot. N-aș exagera cu nimic dacă aș spune că n-am avut un loc în țară. Eu nu mi-am dorit nicio clipă să plec din România. Pur și simplu, nu mi-am găsit locul aici. Înainte de a face film, ați scris o carte. Am scris o carte, la ce vârstă? La 19 ani. La 19 ani. Pântecul desfrânate. Pântecul desfrânate. Și care, la vremea aceea, a tulburat mințile, conștiințele unora,
Sigur că mi-a creat și mie o traiectorie, am devenit ceea ce am înțeles mai târziu, indezirabil. La 19 ani nu conștientizam lucrul acesta. La 19 ani toți suntem fără nicio frică. Am crezut că este un demers literar la vremea aceea. Cu desfrânate este o alegorie. Este o metaforă, pardon. Mă refer la titlu. La titlu, titlul, da. Este titlul, o metaforă. Da, da. Ce ascunde metafora aceasta? Trimite cumva la realitatea aceasta a apocalipsei în care societatea noastră și implicit biserica, instituțional vorbind, se transformă către sfârșitul veacurilor într-o desfrânată, știți, în care trăim cu toți și care ne influențează modul de a gândi, deciziile, ne îndepărtează practic de drumul nostru către Hristos, către Împărăția lui Dumnezeu. Poate că la vârsta aceea vedeam și lucrurile ușor mai fatalist, dar a supărat foarte mult ierarhia bisericii, pentru că subiectul cărții atingea practic momente din trecutul recent al Bisericii Ortodoxe Române, mai ales din perioada comunistă, în vremea sovietizării României și ulterior. Scotea la moment... iveală compromisuri sau chiar mai rău decât atât? O carte despre, o carte în care se vorbea despre compromisurile pe care au fost nevoie să le facă ierarhii din acea perioadă, deși eu cred că e o carte despre o poveste, despre pocăință, despre întoarcerea la Hristos. Asta mi se pare mie și cu gândul ăsta am scris-o și în continuare povestea aceea lucrul acesta îmi spune, dar vedeți cei care au citit-o cu ochii propriei conștiințe, mai ales că în perioada în care am publicat eu acea carte, erau încă foarte mulți ierarhi care veniseră din comunism, veniseră din comunism și duceau cu ei bagajul acesta al perioadei respective și astăzi mai sunt dintre ierarhii care au fost aleși în perioada comunistă. Lucrul acesta a deranjat foarte rău și n-aș fi înțeles chestiunea aceasta. Le-a spus în față o oglindă? Da, a fost o invitație la spovedanie. Și am făcut-o fără să vreau. Încât lucrul acesta l-am înțeles mai întâi, după ce am absolvit facultatea de teologie și în timpul facultății de teologie, dar mai ales ulterior, când toate ușile mi erau închise în eparhiile din Biserica Ortodoxă Română, eu nu doream să devin preot într-o catedrală sau în oraș, așa cum sunt astăzi, și aș fi acceptat să slujesc absolut oriunde. Pentru că asta a fost dorința mea de mic copil și nu m-am bătut nicio clipă de la parcursul acesta. Dar am înțeles atunci că ușile toate îmi erau închise și că exista o listă neagră din care ulterior am aflat că sunt în capul listei. Știți, uneori noaptea visez, adică sunt conștientă că dorm, dar nu mă pot trezi. Și simt așa... Nu știu cum să explic asta. Ca o apăsare foarte puternică. Parcă mă strânge cineva de cât. Și îmi vine să strig, da? Nu pot. Și după aia mă trezesc. Singură. Și întuneric. Cum ați ajuns în Cipru? Adică vi s-a spus, n-avem loc în România, dar uite, te duci tu în Cipru, acolo? Nu, la un moment dat am discutat cu un ierarh român pe care îl consider și în momentul acesta un om duhovnicesc, un om foarte așezat, care face cinste bisericii ortodoxe române și i-am explicat ceea ce înțelegeam eu atunci, că am devenit indezirabil. Iar respectivul ierarh, asta era pe întâi
octombrie 2009. Iar respectivul ierarh îmi spune: uite, e foarte clar că locul tău nu este aici, s-a dat ordin pe unitate, cum ar veni, că nu o să fii hirotonit și că accesul tău în cler este practic o imposibilitate, dar te voi ajuta. Și asta era 1 octombrie, de acoperământul Maicii Domnului, ziua următoare fiind ziua în care se prăznuiesc Sfinții Ciprian și Justina. Și spune: mâine vei fi hirotonit de Sfântul Ciprian diacon, poi mâine preot, și asta pot să fac eu pentru tine. Eva, aici. Nu există durere mai mare pe lumea asta decât singurătatea. Avem nevoie de prezența celorlalți, de afecțiunea lor, de un cuvânt bun. Părinte, cum ați ajuns în Cipru, să slujiți în Cipru și să construiți o biserică românească acolo? În vedere că în România ușile mi s-au închis și conștientizând lucrul acesta, aveam o perspectivă de a merge în Statele Unite, însă mă înspăimânta lucrul acesta de a merge atât de departe. Și atunci am încercat și varianta asta de a merge în Cipru, deși nu cunoșteam pe nimeni. Cine v-a spus, du-te în Cipru? Auzisem că au mers alți preoți români în Cipru și că și-au găsit locul acolo, deși toți care au mers aveau pe cineva care să-i recomande. Eu nu cunoșteam pe nimeni, dar am deci întâlnit... Nu v-a trimis biserica română? Nu, și am mers practic într-un scurt pelerinaj, cu gândul de a găsi ceva cu ajutorul lui Dumnezeu. Am învățat foarte repede să slujesc limba greacă, încât mitropolitul m-a angajat la una din cele mai importante biserici din mitropolia dumnealui, Biserica Sfântul Nicolae din cartierul Lagadamia al Nicosiei. În perioada în care slujeam acolo, mă căutau credincioși români care aflaseră că un preot român slujește la Biserica Sfântul Nicolae și mă căutau pentru spovedanii, pentru botezuri, pentru sfințiri de locuințe. Mamă, ce șmecher ești! Ai zis că mergem la ziua cuiva, m-a dus la tine acasă. N-am mințit! E ziua unuia dintre băieții care stau în casă. Salutare, Gogule! Merge, merge! Merge, merge, bărbare! Alo! Haide! Crească, Florică! La un moment dat le-am cerut colegilor de altar permisiunea de a sluji o duminică pe lună în limba română, dumnezeiască liturghie. Ei au fost de acord și mi-au îngăduit să slujesc într-o biserică pentru credincioșii români. Și sigur că a încolțit în mintea mea dorința aceasta de a construi o biserică pentru românii din Cipru. Într-o seară m-a invitat mitropolitul de Tamasu să-l însoțesc la hotelul Hilton din Nicosia pentru o discuție cu un oligarh rus și cu un arhitect. Și au discutat despre construcția unei biserici rusești pe un teren din mitropolia de Tamasu, chiar în vecinătatea sediului mitropolitan. Și au stabilit că peste 8 luni din acel moment biserica va fi sfințită. A trecut perioada aceasta de timp și am văzut că nu s-a mișcat nimic. De aceea l-am întrebat pe mitropolit ce se întâmplă cu biserica rusească și îmi spune că respectivul ctitor rus a murit. Atunci am spus: uitați, dacă îmi îngăduiți pe locul respectiv, dacă ne-l dăruiți nouă românilor, vom construi noi o biserică românească, o biserică, desigur, care să aparțină mitropoliei de Tamasu, să fie în jurisdicția mitropolitului respectiv. Și am spus că am și ctitorul bisericii, cel care să ofere
banii pentru această biserică. Și aveți? Da, aveam, dar nu pe pământ. Era în ceruri. Și atunci mitropolitul spune, dacă ți-ai... Deci nu aveați bani, de fapt? Nu aveam nimic. Aveați doar credinții? Doar banii personali, câteva salarii pe care reușisem să le strângem noi atunci, în perioada cât am fost angajat la parohia Sfântul Nicolae. Mitropolitul mi-a dat voie să construiesc această biserică și cu ajutorul Dumnezeu am construit-o în stil maramureșan. A venit o echipă din Maramureș care, practic, au lucrat-o în România și au transportat-o în Cipru. Ulterior, am construit acolo și o sală socială și mai apoi două case tradiționale pe care le-am transportat și reconstruit în Cipru, în incinta bisericii. Încât astăzi a rămas acolo un adevărat așezământ românesc. Ca să fii regizor, trebuie să ai anumite cunoștințe de a putea să te descurci în platou cu actorii. Ca să fii regizor, trebuie să ai... E o meserie. Așa cum știu că... Eu vreau să înțeleg cum un preot poate să ajungă regizor. Așa cum în biserică știu că am o slujire și o fac cu toată dăruirea, și în cinema e tot o slujire, din perspectiva mea, din punctul meu de vedere. În primul rând, mă apropii de film de la ideea filmului, de la primul moment în care simt că trebuie să fac un film și să abordez un subiect. Și când mă apropii de subiectul respectiv, mă apropii cu toată sensibilitatea, cu toată emoția. Lucrul ăsta mi se întâmplă, eu am crezut că e un defect, dar am început să mă obișnuiesc cu el și astăzi îl simt ca pe punctul meu forte. La fel mă apropii de fiecare slujbă și de fiecare predică, ca și cum ar fi prima predică din viața mea, ca și cum ar fi prima liturghie pe care o slujesc și totodată ultima. Și atunci sensibilitatea aceasta mă ajută să rămân viu în ceea ce fac. La fel și cu filmul. Când încep să scriu un scenariu și la fiecare secvență, atunci când introduc un personaj, pun în personajul respectiv tot bagajul emoțional pe care l-am dus cu mine, cum zice Stanislavski. Încerc să construiesc nu un personaj care doar să apară în cadru, ci un destin, omul respectiv să spună ceva despre condiția umană, despre... Oricare ar fi ea. Oricare condiția ar fi, umană da, având... oricare ar fi ea. Nu există personaje pozitive și personaje negative. Nu există mai multă lumină sau mai mult întuneric într-un om, ci fiecare om este creația lui Dumnezeu. Și îmi place foarte mult filmul și modul acesta de a exprima nu neapărat adevărul, ci realitatea așa cum o percep eu. Îmi place foarte mult pentru că lucrez cu ceea ce a dăruit Dumnezeu, anume sufletul omului. În filmele mele mai puțin mă interesează, să spun eu, detaliile acestea mai mult tehnice, scenografia sau lucruri pe care la un moment dat țin foarte mult, lucruri care țin foarte mult de buget și care, unde se pot observa stângăcii. Ce buget ați avut pentru acest film? Să nu abordăm subiectul ăsta. Dar știu... Atât de mic? Da. Dar știu că... Puteți veni la Televiziunea Română să faceți. Acolo bugetele sunt mult mai mari. Nu e adevărat, nu? Tocmai. Dar, ați fi de al nostru. Dar știu că filmele mele au un plus, au un loc unde nimeni nu poate reproșa nimic, și anume jocul actorilor și povestea. Jocul actorilor? Vă ajută faptul că sunteți preot să vă asculte actorii? Poate că mă ajută faptul că abordez lucrurile acestea cu sensibilitate. Sigur că fiecare om rezonează diferit înaintea unui preot. Sunt actori care respectă sau care iubesc preotul, sunt actori care sunt refractari. Dar atunci când ne întâlnim pe platou, suntem profesioniști, eu încerc să le transmit ceea ce au de făcut sau uneori, de foarte multe ori, încerc să le, să,
încerc să-i ajut să descopere ei personajul și nu să le spun eu traiectoria pe care trebuie să o urmeze. Aici e Radio Europa Liberă. Dragi ascultători, bună seara! Sunt Monica Lovinescu, iar invitatul nostru în această seară este venit de dincolo de ocean, profesorul, filozoful, scriitorul... Glasul care strigă în pustie. L-ați făcut în 2021. Și a avut o premieră anul acesta... La Festivalul de Film de la Moscova. Festivalul de Film de la Moscova e un festival de categoria A. Într-adevăr, la Festivalul de Film de la Moscova sunt... Din 2000 de filme sunt selectate 200 pentru a fi proiectate în competițiile... În timpul festivalului. În timpul festivalului. Iar dintre acestea, 12 filme sunt selectate pentru competiția oficială a festivalului și sunt proiectate în sala mare a festivalului de film de la Moscova, în cinematograful Octombrie. Filmul dumneavoastră a luat două premii. Premiul criticilor ruși pentru cel mai bun film din competiție și au justificat, zic eu, prea mult. Au spus că este pentru contribuția majoră adusă cinematografiei mondiale. Iar Costel Cașcaval, care este actorul principal, cel care interpretează pe părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, a luat premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal. Un premiu foarte important, având în vedere că este vorba despre un festival de categoria A. Filmul vorbește despre libertate. Primul punct de unde începe un film este un scenariu. Eu nu aveam un scenariu, ci doar ideea că să fac un film despre libertate. Și atunci am spus, voi face un film despre cel mai liber om pe care l-a avut poporul român în ultima sută de ani. Și acesta este preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa, cel care a fost închis 21 de ani în perioada comunistă. Și care este, să spun... Închis de două ori, odată în anii 50 și odată pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Din cauza... celor 7 cuvinte predicilor rostite în Biserica Radu Bodă, în București. Și în care vorbea împotriva dărâmării bisericilor. Împotriva dărâmării bisericilor, fiind singurul glas în perioada aceea din biserică, singurul glas care s-a împotrivit dărâmării bisericilor și care a sancționat, măcar așa, la nivelul unor omilii de miercuri seara înaintea studenților teologi, a sancționat brutalitatea cu care statul ateu s-a năpustit asupra Bisericii Ortodoxe. Să mă iertați. Concluzia mea e că indisciplina care l-a scos din cler, din rândul slujitorilor Bisericii Ortodoxe, aceeași indisciplină e sancționată de autoritățile statului. Părinte vicar, dar soțul meu a slujit biserica cu devotament. De aceea m-am Sunteți gândit că... Sunteți subiectivă, doamna Calciu. Noi încercăm să conlucrăm cu statul. Să avem o relație cât mai bună, firească. Iar atunci când un cetățean pe care biserica l-a rânduit cu încredere, numindu-l preot, iese din decor, cu toții avem de suferit. Și am spus, până la urmă, omul acesta care și-a pierdut tinerețea în pușcăriile comuniste este, de fapt, monumentul de demnitate, nu numai al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului Bisericii Ortodoxe Române, ci al poporului român, pentru că el a vorbit despre, nu neapărat despre valorile creștine, deși predicile lui, desigur, vorbeau despre Hristos și despre libertatea în Hristos, dar a vorbit despre valorile umanității, nu? Libertatea este darul suprem de care se poate bucura un om. Lumea te alungă, te oprimă, te alienează. Iisus te primește, te mângâie. Și te rădă ție însuți. Vino să construiești biserici alături de noi. Tinere prieten, ești în biserica lui Hristos, dar eu te chem la un zbor mult mai înalt. La abandonarea ta totală, la curajul care sfidează rațiunea,
Cum ar putea constrângerea să ne facă să pierdem dorul de libertate? Scenariul l-am scris în 5 zile, cu actorii în minte, și la un moment dat îi și sunasem. Ce faci în perioada respectivă? Poți să juca în perioada respectivă? Da, trimitem scenariu. Când vrei să filmăm? În luna iulie. Eu îi sunam în iunie. Și le spun, da, o să deocamdată l-am scris de mână, ți-l voi trimite. De fapt, eu nu aveam scenariu scris, dar important este povestea, jocul actorilor și... Mesajul. Mesajul și mai ales înduioșarea. Că asta este, până la urmă, rostul unui cineast, consider eu, să înduioșeze spectatorul. Iar filmul, zic eu că reușește lucrul acesta. Ție nu-ți pasă de noi. Sunt atâția preoți care se gândesc la familiile lor. Fii arestat și noi vom rămâne singuri. Astea, Andreiule, nu sunt cuvintele tale. Cine se joacă oare cu inima copilului meu? Spuneți că ați fost la festival, ați fost la festival. Cine v-a invitat? Mi-a scris Nikita Mihalkov. Care era președintele festivalului. Care este președintele festivalului și în acest moment unul din cei mai mari cineaști ai lumii. A fost un mesaj neașteptat. Am primit un e-mail cu mesajul acesta. Am văzut filmul dumneavoastră, aștept să vă strâng mâna la Moscova, Nikita Mihalkov. Asta s-a întâmplat în ianuarie, am impresia, în ianuarie 2022. Iar în februarie a început războiul din Ucraina. Deși fusesem atenționat în România că festivalul va fi boicotat, mi s-a transmis că ar fi bine să nu merg. Când am ajuns acolo, cineași din toată lumea, din statele occidentale, inclusiv din Statele Unite ale Americii, au fost prezenți la festival, o atmosferă internațională, artiști foarte mari, și m-am bucurat că am putut lansa filmul în acest cadru. Situația aceasta tensionată, geopolitică din lume, face demersul nostru artistic mai puternic. Cu atât mai mult trebuie să mergem, mi-am spus eu, la Moscova, cu un film despre libertate, cu un film împotriva totalitarismului în această perioadă. Dar comunismul este despre om și pentru om. Este despre progresul social. Dar comunismul este și pentru reabilitarea acelor care își reneagă trecutul. Noi suntem pentru părerea de rău, pentru căință. Noi nu vrem să-l executăm pe Calciu. Dimpotrivă, îi mai dăm o șansă. De-aia te-am chemat. Să-l eliberăm. Să vină la voi. Să fiți împreună, să fiți oameni. Da. Trebuie să ceară el asta. Uite cum facem. Te duci acasă și împreună cu fiul dumitale îi scrieți o scrisoare. Și îi spuneți să fac o cerere de grațiere la tovarșul președinte. Sau îl chemăm aici la București. Îți aprobăm o vizită și îi spui direct. Vezi? Nu mi-a dat o tărăște. Soțul meu nu o să facă niciodată o cerere de grațiere. Și nici eu nu o să-i cer asta vreodată. Dumneata, îl condamn la moarte. Ce este moartea, domnule general? O să aflați. O să aflați. V-ați dus cu un film care vorbea despre libertate și era oricum un film cu mesaj puternic anticomunist la Moscova. Am zis, dacă fac o nebunie să cred că filmul ăsta poate merge într-un festival internațional, atunci să o duc până la capăt și să spun, uite, filmul despre libertate, perioada comunismului, despre părintele Gheorghe Calciu, care a suferit în Pitești,
aș vrea să lansăm la Moscova. La Moscova. Și atunci, voi ne-ați trimis tancurile, eu vă trimit filmul. Noi vă trimitem filmul. Noi venim cu un demers artistic care să vă vorbească vouă despre libertate. La un moment dat, filmele mele deja circulau și activitatea din Cipru era, să zic, ireproșabilă, pentru că am reușit să construim o biserică acolo, să formăm o comunitate românească în insula aceea, ceea ce nu e puțin lucru. Și, sfătuit nu știu de cine, Părintele Patriar a hotărât că mă pot întoarce în România și am revenit în țară, în Biserica Sfântului Spiridon, pe care am găsit-o, biserică modestă, din lemn, o capelă provizorie. Am preluat această parohie în februarie 2018. Astăzi suntem în alt locaș, în altă biserică. În martie 2020 am început construcția, am dărâmat acea biserică, am demolat-o și am construit biserica în care ne aflăm astăzi. Am început construcția, cum am spus, în martie 2020. Și în luna noiembrie, pe 1 noiembrie 2020, la 9 luni de la începerea construcției, am slujit prima liturghie în această biserică. Deci ați mai construit o biserică de asta dată la Oradea? Da, pot să spun că asta este titoria mea de suflet, Biserica Sfântul Spiridon din Oradea. Și ce ți-or zis? Că-i cancer, părinte. Cancer. Ca în cer, Dorina. Ca în cer să trăiești de acum încolo. Că din iadul ăsta de pe pământ tot ai avut vreme să guști și să te dumirești cât e de mar. Aveți un film în lucru pe care l-ați considerat ca fiind ratat și acum, practic, îl reluați. Care este mesajul lui? 21 de robini. Dacă ar fi să concretizez mesajul acestui film, ne ajută să redescoperim biserica așa cum este ea. Biserica și societatea românească. Ce înseamnă 21 de rubini? 21 de rubini este... Titlul acesta vine de la un ceas pe care îl dăruiește tatăl fiului său într-una dintre secvențele filmului și este practic o moștenire și o să vede și în alte filme ale mele. Ceasul are un simbol al lui, dar... și pietrele acestea semiprețioase, că depinde din ce perspectivă vezi. Unele lucruri pot fi foarte valoroase, deși ele nu au o valoare în mintea și în percepția celorlalți, dar pot avea o valoare subiectivă pentru unul dintre personaje și pentru un om în viața noastră zi cu zi, sau pot avea o valoare în ochii tuturor, dar eu să trec nepăsător peste lucrul acela care impresionează pe alții. Ceasul ăsta e fermecat. Are 21 de rubini. Ce se ia rubini? Rubinul e o piatră fermecată, care nu se găsește pe pământ. A furat-o Adam din rai. Filmul se întâmplă în două localități, a zice mitice, Mideni și Zădărniceni. Două localități care nu există în România, dar care întrupează toată povestea aceasta a României din anii 99-2000, când era perioada aceea cu bombardarea Belgradului, cu venirea Papei, primul număr Playboy în România și alte lucruri de genul acesta, eclipsa de soare. Adică se întâmplau lucruri care... Altă epocă. Altă epocă și românii priveau așa cu entuziasm și spuneau că România pășește către drumul ei, pe drumul ei occidental. Așa spuneau toate posturile de radio și televiziunile. Și acum, practic, povestea aceea rămâne în icoana aceasta a nostalgiei. Și... revenim cu partea aceasta a filmului, care este și partea principală pe care o vom filma, în care vorbim despre o Românie așezată între, în menghina aceasta a justiției, a relațiilor tensionate cu Rusia, a relațiilor iarăși tensionate pe de-o parte cu Uniunea Europeană, la presiunile NATO, în care biserica nu mai are forța de odinioară. Biserica, în perioada aceea a primului film, avea forță, dar n-avea cuvânt. Nu-și găsea cuvântul necesar astăzi. Nu-și găsește nici cuvântul, poate și l-ar căuta, dar nu are forță.
Credeți că nu are forță biserica ortodoxă? Nu, biserica astăzi nu mai are forță pentru că societatea s-a schimbat. Se vede foarte clar că România a intrat într-o altă zodie în care valorile tradiționale trebuiesc mutilate, iar discursul acesta al bisericii trebuie izolat. Pare că biserica încă mai are o influență, dar discuția bisericii cu societatea și mai ales cu mediul politic este una autistă. Deocamdată biserica practic primește fonduri de la stat, se bucură la nivel central de lucrul acesta, de sprijinul acesta al statului, dar cuvântul ei în societate nu mai este respectat. Biserica și preoții mai ales sunt priviți ca fiind retrograzi. Și sunt preoți foarte buni la nivelul țării care își fac cu adevărat datoria și își înțeleg menirea. Poate că acolo e puterea bisericii. Acolo este puterea bisericii și credincioșii care vin la biserică. Adică bisericii i s-a redus importanța la nivelul discursului oficial, în sensul că televiziunile, ați văzut și în general mass media sabotează discursul bisericii, partidele politice au devenit din ce în ce mai agresive la adresa bisericii, sunt scoase în evidență scăderile acestea ale slujitorilor bisericii, scăderi care au existat și înainte. Adică mă refer și la preoții care au fost în centrul scandalurilor de presă în ultima perioadă. Aici nu poate fi vinovată presa. Nu poate fi vinovată presa, dar presa i-a promovat pe acești oameni. În biserica este o realitate cu oameni păcătoși care se îndreaptă toți către Dumnezeu. Unul care ascultă durerea celuilalt și amândoi se ridică unul pe celălalt, fiind amândoi păcătoși. Adică dacă noi scoatem constant aceasta a firii umane, care este căderea, noi oamenii suntem într-o permanentă cădere și într-o, n-aș zice permanentă, dar într-o ridicare dorită, pe care biserica, dacă nu o realizează în demersul ei cotidian, nu poate face față acestor realități. Hai, pune banul și Alba, hai să vedem ce faci, mă. Pune-mă tot ce ai la tine. Păi, ăștia singurii bani. Și lănțișor? N-am. Hai, pune ceasul. Hai, pune banii și Alba, hai să vedem. Pune banii și Alba, să vedem dacă are noroc acest tânăr. Toată lumea câștigă astăzi. Pune banii și Alba, ia să vedem. Hai, ia vezi. Ia să vedem, hai frate, pune mâna acolo și alege. Hai să vedem, ia să vedem ce noroc are. Ați aplicat vreodată la CNC pentru a obține... N-am aplicat la CNC, de mai multe considerente. Primul dintre ele este că eu am scris fiecare scenariu foarte repede și mi-am dorit să și filmez. N-am avut timp să aștept să locațiile acestea, apoi repede. Am găsit alte soluții, chiar dacă au fost vorba de bugete mai mici. Și apoi eu am o responsabilitate față de banul public. Și n-am crezut niciodată că operele mele, ideea mea, ar putea fi susținută de banul public. Atunci cine vă produce filmele? Producătoarea filmelor mele este soția mea, Laura Mega, cea care mă susține și mă acceptă așa cum sunt eu, cu toate neputințele mele și cu toate... Nu s-ar zice că aveți prea multe neputințe. Oh, nu mă cunoașteți. Nu vă cunosc. Deci, producătorul dumneavoastră este soția dumneavoastră. Da. Și casa de producție? Și casa de producție este Irina Film, se numește, și este... După numele soției? Nu, este după numele soției, deși pe soție o cheamă și Irina. Am fost de mult, acum cred că 15 ani sau 10 ani, într-o catacombă în Roma și am văzut scris pe un perete cu litere latine, dar după formula grecească, Irina. Și era numele unei fetițe care a murit în catacombă, o creștină, și zic, uite, mesajul acesta și sufletul acelei fetițe care a murit și despre care nu știm decât că o chema Irina. Și după desen mi-am dat seama că e vorba de un copil. Numele acelei fetițe poate că ar putea fi, ar putea rezona puternic cu condiția noastră de creștini de astăzi. Deci, Irina este casa de producție, casa de producție pe care o conduce soția dumneavoastră, care e producătorul exact. Filmelor dumneavoastră. Exact. Și împreună aveți și 4 copii. Împreună avem 4 copii. Când aveți timp să faceți și filme, să fiți și preot, să creșteți și copii? Nu separ lucrurile, toate acestea fac parte... Să faceți biserici. Eu nu separ lucrurile, toate acestea fac parte din viața mea.
Și le faceți așa în fiecare zi, în 24 de ore? Sunt preot și asta este identitatea mea. Nu am un moment în care să nu fiu preot. Slujirea aceasta mi-a îngăduit-o Dumnezeu și nu pot spune că încerc să corespund. Dar așa, cu umilință, încerc să mă apropii de Sfântul Altar și să mă întreb ce vrea Dumnezeu de la mine. Și aflați răspuns? Răspunsul aflu, dar nu reușesc să mă apropii de ceea ce ar trebui să fiu. Dar atât în biserică, cât și în, atunci și prin filmele mele, încerc să fiu onest, să nu mint nici credincioșii, să nu mint nici spectatorul. Și cred că lucrul acesta reiese din, și din slujirea mea și din activitatea de cineast. Hai, trezirea toată lumea! Rapid! Hai! Adunarea în fața patului! Hai! Rapid! Toți mă sus! Hai! Hai! Cuvioșilor, umplă zvonul că dumneavoastră ați avea un aparat de radio. Ați plecat 9 ani în Cipru pentru că nu aveați loc în Biserica Ortodoxă Română, deși erați hirotonisit în final în biserica asta. V-ați întors din Cipru în România, la Oradea, fiind acceptat... Cu rezerve. Cu rezerve, ăsta e. În momentul de față, totuși, sunteți preot al Bisericii Ortodoxe Române. În ce relații vă găsiți cu Biserica Ortodoxă Română? Mă refer instituțional. Altfel, este clară relația noastră. Sunt preot paroh în Oradea și... Sunteți acceptat. Da, și eu spun că încerc să-mi fac datoria așa cum îmi cere conștiința, respectând disciplina canonică a bisericii și slujind devotament biserica și mai ales fiind pasionat de toată rânduiala liturgică a bisericii, căutând întotdeauna să înfrumusețăm slujbele și să le aducem la adevărul tradiției. De asemenea, biserica noastră, nu știu dacă v-am spus, are de curând și o școală de muzică bizantină, iar lucrul acesta este o noutate pentru Ardeal și mai ales pentru zona aceasta Oradea, fiind singura biserică din Oradea unde slujbele se fac după rânduiala bisericii și unde se cântă muzică psaltică, muzica bisericii ortodoxe. Cred că superiorii mei, în special Patriarhul României, apreciază munca pe care o depun pentru biserică și, dincolo de relația aceasta, n-a spune de antipatie, dar... Rece. O relație rece pe care o am cu întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe, pot spune că apreciez faptul că are măsura aceasta de a vedea lucrurile de valoare și de a le respecta. Pentru că dacă Biserica Ortodoxă Română are astăzi totuși un discurs echilibrat și vis-a-vis de situațiile acestea geopolitice, chiar dacă în pandemie nu a reușit să întărească cuvântul în societate, totuși lucrurile puteau fi mult, mult, puteau sta mult, mult mai rău dacă nu era în fruntea Bisericii Patriarhul Daniel. Și din punctul ăsta de vedere îl apreciez. Este un om care a făcut o școală bună la vremea în care se făcea școală, este un om care cunoaște teologie, dar mai ales cunoaște administrație și mă tem de momentul în care pentru Biserica Ortodoxă Română, mă tem de momentul în care Patriarhul Daniel nu va mai fi în fruntea bisericii, pentru că, uitându-mă la ceilalți ierarhi din biserică, nu văd nicio perspectivă pentru ierarhia bisericii și pentru sinod. În zilele noastre, Părintele Calciu reprezintă un exemplu de curaj. Peste 50 de ani, oamenii vor fi iritați de asemenea exemple. Nu le vor asimila. Îi va irita orice noțiune care acum are importanță pentru noi. Erou, sfânt, mamă, tată, bărbat, femeie. Asta nu e o prorocire, e un calcul care mă ajută să pot răspunde la întrebarea pe care mi-ai adresat-o. Mă tem că
Așa va arăta minunata lume nouă pe care noi nu o vom mai apuca. Când m-am întors de la Moscova, am primit o scrisoare de la Cabinetul Patriarhal în care Preafericitul Părinte Patriarh mă felicita pentru premiul pe care l-am primit la Festivalul de Film de la Moscova. Într-un fel, Patriarhul a arătat că mesajul pe care îl transmiteți prin povestea preotului Calciu Dumitreasa este bineînțeles și acceptat. Așa este. Deși personalitatea părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa n-a fost niciodată acceptată integral de Biserica Ortodoxă Română. Vedeți, părintele Calciu nu se află nici pe lista viitoarelor canonizări ale Bisericii Ortodoxe. Întotdeauna personalitatea lui a fost ținută sub umbră, a fost marginalizat în ultimii ani ai vieții. Eu i-am solicitat Patriarhul României și sper ca lucrul acesta să se întâmple. Trebuie reconsiderat cazul părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa, pentru că modelul lui este aduce mare cinste nu numai bisericii, ci mai ales poporului român și istoriei noastre recente. În afară de 21 de rubini, veți mai face alte filme sau? Mă uit la 21 de rubini ca la ultimul film, nici nu pot percepe altfel. Ce va fi după, Dumnezeu știe. Eu acum vreau să termin filmul acesta. Împotriva celor predicate de mine în numele lui Iisus, împotriva protestului meu contra dărâmării bisericenii, împotriva voastră s-au ridicat învățătorii voștri cei mari, directorii voștri de conștiință și formatorii viitorilor preoți ai neamului nostru. Nu v-au păzit de ispitele lumii, de beție, de desfrânare și de alte păcate cu care lumea vă ademenește, ci v-au lăsat să vă apărați singuri, dar au sărit să vă oprească să ascultați cuvântul lui Dumnezeu,